Până ori am botezat nu de mult pe cineva. Să constat în povestea aceea, mărturia botezului a mesei la care am stat, că a fost crescut singur numai de mamă, respectivul, și a trecut prin foarte, foarte, foarte mari greutăți în viață. Puțin de aici, din câte știu eu, s-ar asemăna cu experiența aceasta. Am stat nu de mult de vorbă cu o familie. A trecut printr-o încercare de un alt tip. A avut încredere într-un prieten, l-a ajutat într-un moment greu, lucrurile au luat o întorsătură atât de urâtă încât cel ajutat a fost dezechilibrat, a suferit mult, relația aceea s-a distrus și a rămas cu o pagubă mare, greu, greu, greu dezechilibrat în anii care vor veni. Mai înainte vreme am stat de vorbă cu o familie. Deci toate exemplele acestea eu le iau din întâlnirile, din vizitele pe care le fac. Și acum, în vârstă, doi părinți din această biserică îmi spuneau despre hotărârea cu care și-au crescut copiii și unul dintre ei, o fată, curăția cu care au adus-o în adunare, dar a fost înșelată în dragoste de un tânăr. Și nu s-a revenit ani de zile. N-a mai căutat biserica, n-a mai avut relație cu Dumnezeu, nici în lume nu s-a dus. A blâncezit așa pe aici și pe acolo. Și într-un târziu au ajuns cu rugăciunile și postul părinților. S-a reîntors la Domnul. Soțul ei, sigur actual, cel cu care s-a căsătorit, nu este întors la Domnul. Deci încă mai trebuie să existe rugăciune. Doi slujitori, și mă opresc aici, că momentele acestea pot fi nenumărate, au pornit o lucrare nouă, au pornit-o cu atâta elan și apoi niște decizii au dus la o despărțire, la o ruptură, la tensiuni și înainte ca lucrarea aceea să fie foarte solidă și bine așezată pe o temelie, s-a risipit. Doamne, ce multe sunt momentele prin care putem să trecem în viață, cele din categoria momentelor grele. Raportat la lucrul acesta, există trei adevăruri care e bine să le apăsăm în dimineața aceasta. Când trecem prin astfel de momente, prima reacție asta este: îți adun puterile, îți strângi toate energiile, devii mai hotărât ca niciodată, îți legi rănile, faci un plan și găsești o rezolvare. Cunosc un tânăr. Mi-a spus cum a fost începutul vieții lui. Vieții lui de după desprinderea din casa părintească. A muncit mult, a avut visuri mari, a reușit să ajungă pe o anumită treaptă, a făcut o greșeală, a pierdut tot și a ajutat de cineva, a luat-o iară de la zero. Astăzi este sus. Să însemnează că în viață, prin momentele prin care trecem, avem uneori capacitatea să ne ridicăm, nu ușor, nu într-o zi, nu în două, dar reușim să biruim, să trecem prin ele, să trecem peste ele și finalmente să ne numim biruitori. Mare lucru să fii un biruitor în viață. Dacă lucrul acesta nu este adevărat, atunci există un al doilea adevăr. Apelez la ajutorul cuiva. Povara pe care o duci prea grea, încercarea prin care mergi este prea mare, hăul în care ajungi este imens
și nu te poți ajuta singur. Și atunci, viața ne oferă în dreapta și în stânga noastră parte de familie, prieteni, frați în adunări și împreună reușim uneori să trecem prin momente de felul acesta, mai ales în zona rugăciunilor și ajutorărilor unor familii care au trecut prin mare greu. Am văzut adevărul acesta. Ne adunăm împreună, suntem mai puternici, găsim resurse și obținem mari biruințe. De aici s-a și format o vorbă care circulă în toată societatea. Pocăiții știu la greu să se ajute și să se strângă împreună. Nu poți singur, dar poți dacă cineva te ajută. Dacă nici lucrul acesta nu este adevărat, nu poți singur și nu te poate ajuta cineva, atunci există ceea ce numim în viață specialiști. Există oameni foarte competenți în diverse zone. Să luăm ca exemplu zona medicală, care este mereu la îndemâna noastră și este bună ca exemplu când vorbim despre lucrurile acestea. Cunosc hotărârea unei familii care a luat în plasament o fetiță și a suportat pentru fetița asta peste 20 de operații ca ea să fie în starea în care este acum și este o stare bună, cu ghilimelele de rigoare și în care poate să meargă la școală și să se gândească la un viitor, sigur, în neputințele și slăbiciunile care încă le mai are. Pricepeți? Există specialiști. Există oameni care cunosc, care știu, care sunt chemați de Dumnezeu, care s-au instruit pentru asta, care au o chemare specială, un har special, nu doar în zona asta, în multe alte zone. Nu putem noi? Nu putem împreună cu prieteni sau frați? Apelăm la specialiști. Slavă Domnului că și în adunări sunt mulți specialiști în multe zone. Pune specialiști în ghilimele. Se binecuvinteze Domnul. Dar există momente în viață, frații mei, dincolo de toate aceste trei opțiuni. Există momente în viață în care singur nu pot ajuta, nu pot și specialiștii nu pot interveni. E ceea ce am citit eu în dimineața aceasta, din Scripturi. Oricum vrem să luăm istoria asta pe care o cunoaștem, ne dăm seama că încercarea credinței acestui bărbat este din categoria celor deosebite, a celor mai înalte. Pentru credința lui, exprimată fără rezerve, omul acesta a ajuns fizic, este nu-i metaforă, prieteni, aruncat într-o groapă cu lei, gândind că acolo va fi sfârșitul lui. Se putea ajuta singur? Îl puteau ajuta prietenii sau frații? Îl puteau ajuta specialiștii? În situația asta nu-l mai putea ajuta decât Dumnezeu. Și minunea minunilor, Dumnezeu a făcut-o. Ca să vă spun în dimineața asta, înainte de a sta la masa Domnului, că sunt momente, că pot veni momente în viața noastră în care niciun ajutor să nu poată fi suficient. Nici o tărie, nici o hotărâre să nu fie suficientă. Nici o ridicare, nici o îmbărbătare. Nici oameni, nici specialiști, nimeni. Frați și surori, dincolo de acest nimeni, noi avem o speranță. Noi îl avem pe Dumnezeu Sfântul. Întâmplarea asta v-am mai spus-o. Pe vremuri, am avut un superior care nu era creștin, dar simpatiza cu credința și astăzi este un creștin practicant bun într-o altă biserică. El avea un cumnat care era păstor într-o biserică. Pentru că erau vremurile
de așa natură atunci, omul acesta, nu păstorul, avea mașină și adesea îl ducea în slujbe, mai ales la înmormântări. Dar deja lucrurile astea erau urmărite, deja lucrurile astea erau cu un anume grad de risc. Și el îmi povestea mie cum el întotdeauna făcea o regie. Bună oară, dacă înmormântarea era în zona aceea, să se până la Sărmășag, el se făcea că are treabă din Zalău în zona aceea, lua pe cumnatul lui, să zicem, din primul sat, îl lua la ocazie, îl ducea, el mergea mai departe, cum că avea treabă, se întorcea după 2 ore și jumătate, în sfârșit, ce vremuri, îl lua iarăși la ocazie și se făcea o slujbă. Trebuia cândva să face așa lucrurile. Lua la ocazie să fie mașina plină, să nu fie ei doi, altădată să fie, ca totdeauna imaginea să fie diferită, ochii care probabil îi urmăreau să fie înșelați. Odată mergea la o înmormântare, am luat zona asta, pentru că în zona asta aici am mers, murise o mamă, rămăseseră în urmă mulți copii și pastorul a spus, nu, unde mergeți? L-a întrebat șoferul, unde mergeți la o înmormântare? Eu sunt păstor, dar așa de necăjit că a murit o... Nici nu știu ce să... Nu știu ce să predic. N-am niciun cuvânt. Mă duc cu inima atât de grea, cu sufletul atât de zdrobit. În mașina aceea mai era unul. Tot așa a luat la ocazie. Ăsta a luat cu adevărat la ocazie. Și a coborât primul și... Când a coborât, sigur, discuția a fost mai lungă, mașină, când el a coborât, a zis, domnule, adică de pastor, știi care e problema? Că noi, când ajungem în momente de astea, noi nu mai avem pe nimeni, dar dumneavoastră mai aveți pe cineva. Și asta a fost subiectul de predică al pastorului trezit dintr-o dată, ca dintr-un somn. Dincolo de momentele în care nu ne mai poate ajuta nimeni, noi avem pe cineva. Și frate și surori, cu adevărat avem pe cineva, este Iisus Hristos Domnul. Slăvit să-i fie numele. Vine o veste. Primim un diagnostic. Trecem printr-un accident teribil. Apare o infidelitate. În sfârșit, câte nu pot apărea. Și în momentele acestea, frații mei, în momente ca acestea, pare că totul s-a ruinat. Zice în Scriptură, când se surpă temeliile, ce mai poate face cel neprihănit? Cel neprihănit poate veni cu credință la Domnul. Nu-i ușor, nu banalizez momentul, știu despre ce vorbesc, dacă ai trecut pe aici, sunt alături de tine că cunosc drumul acesta, am trecut pe aici, frați și surori, noi nu suntem niciodată singuri. Noi-L avem alături de noi pe Domnul. Mărit să-i fie numele. Dar înainte de a punta adevărul acesta, aș vrea să vă spun că în situații ca acestea poți rămâne credincios lui Dumnezeu. Poți fi credincios lui Dumnezeu. Momentele grele a vieții ne clatină. Momentele grele ale vieții suntem vulnerabili. Dar niciodată atât de mult încât să întoarcem spatele lui Dumnezeu, să nu-L mai cunoaștem, să ne pierdem credința și să rătăcim în lume. Momentele acestea de încercare profundă sunt momente care trebuie să aibă darul să ne apropie de Dumnezeu, să ne crească credința, să ne sporească mărturia și să ne agățăm cu toată puterea de singurul care ne poate da izbăvirea. Slăvit să fie numele! Sigur că da. Aud acum cum unii zice, frate, dar Daniel ăsta era rob, era fără familie. Hai să vorbim în limbajul de acum, era fără biserică. Frate, de ce n-a intervenit Dumnezeu dinainte? Și astea întrebări la care eu nu o să vă pot răspunde niciodată. Nu cunosc în detaliu toate planurile Domnului, cu siguranță nu cunosc pentru viața fiecăruia. Dumnezeu lucrează când într-un fel, lucrează când în altul, frați și surori. Dar oamenii lui Dumnezeu pot și trebuie să trăiască cu credință. Mărit să fie Domnul!
Așa că dacă, frații mei, așa că în străinătate acolo unde ai mers pentru o vreme, e cazul câtorva, nu există biserică, oricum a fost alegerea ta să te duci. N-ai nicio scuză să nu slujești pe Dumnezeu. Dacă la liceul sau facultatea pe care ți-ai ales-o, în orașul respectiv, o bisericuță așa de slab, un creștinism atât de slab, nu-i nicio scuză ca tu să nu slujești pe Dumnezeu. Dacă la locul de muncă în care tu lucrezi, cei mai mulți nu împărtășesc setul tău de valori și ei nu prețuiesc pe Domnul, nu-i niciun motiv să fii și tu ca ei, ci dimpotrivă, prin tine se poate arăta Dumnezeu și poți fi o pildă și poți fi un exemplu. Slăvit să fie Dumnezeu! Vreau să vă transmit preobiților ceva din experiențele vieții oricăruia dintre noi. Pare că așa este. Și cu unul din frații de aici vorbeam și zicea, bă, îți amărât, îmi zice într-o zi, zice, bă, avea mai mulți angajați și lucrau, în sfârșit, într-o anumită lucrare. Bă, ce-a venit unul din străinătate. Bă, vezi, s-a venit, zice, cu meserie, mă, cu principii înalte, mă. Bă, și-am gândit că îi atrage pătăți după el în două luni. Ești de treabă, în două luni o deveni și el ca ceilalți. Lucrul începea la 7, dar ei până își gătau pătășia și țigara la 7:30, pauza era la 12, dar ei o luau să spălau de pe la 12 fără o sfert, se găta la 12:30, dar ei abia la 1 fără o sfert își dregeau șalele să pornească, programul se sfârșea la 5, dar ei la 4:30 erau spălați și prezați. Și zice, frate, ăsta, păi dacă calculez bine ăștia, mă fură de un ceas jumate în fiecare zi. Un ceas jumate, 20 de oameni. Și te-ai fi așteptat, nu? Ca cel care a venit să-i tragă pe ceilalți după el la principii mai înalte. Asta este chemarea noastră în lumea în care trăim, fraților. Să fim diferiți de lume. Să avem o mărturie înaltă. Să avem un set de valori sănătos. Să ne exprimăm prin vorbă și prin faptă așa cum zicem că suntem, pocăiți, Doamne ajută-ne! Mă rog, Dumnezeu să ne binecuvinteze acum pe fiecare dintre noi. Exersat asta în oricare loc, începând din familie, până în școlile care le facem, în, eu știu, depărtările în care mergem, locurile în care muncim. Copiii lui Dumnezeu îl reprezintă pe Dumnezeu. Trebuie să-L reprezinte pe Dumnezeu. Un pas mai departe, frații mei, vreau să vă spun ceva despre faptul că trebuie și eu trebuie să rămân credincios în momentul încercării credinței mele. Vedeți, când citim în Iacov acolo, pare fi interesant, e pus într-un context așa de interesant pentru noi, când treceți prin felurite încercări, să vă bucurați că încercarea credinței noastre se suspend. Rare ori în încercări reușim să fim bucuroși. Rare ori prin încercări trecem cu zâmbetul pe buze. Dar dacă nu-l avem în momentul prim, dacă nu-l avem în momentul al doilea, îl putem avea în momentul al treilea sau în momentul final. Frați și surori, dacă rămânem credincioși lui Dumnezeu, biruința este mare. Slăvit să fie Domnul! Voi la Daniel acesta și citesc din zona aceea. Fusese luat ca rob, alături de alți tineri de viță nobilă din Israel. Fusese instruit ca să devină în viitor util treburilor împărăției, pentru asta a avut parte de un program aparte, de o protecție aparte și până și de un meniu aparte. Dați-mi voie să fac o paranteză ca să aveți ceva de cugetat la mesele dumneavoastră de amiază. Doi oameni au fost contemporani, doi mari oameni al lui Dumnezeu. Unul se numește Daniel și un altul Ezechiel. Ce interesant lucrează Dumnezeu. Unul ajunge în Palatul Regal și altul ajunge la cărămiz la râul Chebar. Și frate și surori, amândoi slujesc pe Domnul.
Dar e foarte important, amândoi slujesc pe Domnul. Cel din cărămiz murdar și transpirat n-a zis Domnului, păi dacă asta e răsplata, dacă pe ei trebuie, dacă alții sunt... Nu, n-a zis așa, înțelegând că Dumnezeu lucrează cu fiecare în felul în care vrea El. Slăvit să fie Dumnezeu! Mă reîntorc la Daniel acesta. A trecut prin toate acestea. Și era marfă bună în el. Dincolo de instruirea care i s-a dat-o, de vița nobilă pe care o avea, a devenit un campion. Era foarte priceput, era foarte instruit și foarte eficient în tot ceea ce făcea. A primit el și încă câțiva, alături de alții, de acolo câțiva din evrei, tot felul de responsabilități în perimetrul împărăției acestui împărat. Și zice Biblia că Daniel îi întrecea pe toți, era mai înțelept, mai priceput, mai hotărât, făcea lucrurile mai bine, și împăratul îi spusese de gând să îi fac o promovare. Vrea să-l înalte și mai sus. Băi, era sus și vrea să-l înalte și mai sus. Un adevăr valabil întotdeauna în istorie este acesta, că băștinașii, să folosesc cuvintele astea clasice, niciodată n-au apreciat viniturile. Niciodată. Niciodată nu s-au bucurat că pozițiile lor bune, bune ca putere, bune ca vizibilitate, bune bine plătite sau ceva de genul acesta, niciodată n-au acceptat ușor în tovărășia lor intrușii, venetici, veniții, robi în cazul acesta. Așa că ei nu-l iubeau pe Daniel, nu-l simpatizau pe Daniel. Numai că frații mei, spune cuvântul Domnului, că Dumnezeu a fost cu el. Că Dumnezeu a fost cu el. Și asta este decisiv. Dacă vom citi în Scriptură, există împărați, există proroci, există oameni al lui Dumnezeu care merg foarte bine o vreme, rămân în istoria Domnului ca exemple. Știți care e peceta? Dumnezeu a fost cu ei. Slăvit să fie Domnul! Și iată-l pe acest Daniel pus într-o situație delicată. Uneori vedeți de unde apare furtuna, de unde nu te gândești. Ca în vremea de acum se întâmplă un tsunami undeva într-o mare îndepărtată și peste două sau trei zile va mătura orașe importante. Și de unde au venit? Wow, de unde au venit? Unde s-au născut? În adâncul mărilor. Părea că planul împăratului este bun, cine îl putea împăra, pune pe împărat să, cine îl putea opri pe împărat să-l ducă la îndeplinire, dar ascultați, vin la împărat lingușitorii, cei care întotdeauna există și mișină în jurul celor care au orice fel de autoritate, de la autoritate de genul ăsta până la orice fel de autoritate. Și au făcut împăratului o propunere cu care l-au surprins. L-au surprins. Am vrea se practica, să ne înțelegem. În imperii mari, puternice, se practica închinarea la împărat. Auzi, am vrea pentru un număr de zile. Nimeni să nu se mai închine la nimeni, la nimic, la niciun Dumnezeu, numai la tine. Ești de acord? Da. Pune pecetea. Și împăratul a fost de acord cu acest edict, a pus pecetea pe el, că ulterior va avea importanță că ei vor zice, nu încerca să-l scape pe Daniel, pentru că după legea mezilor și a perșilor, care guverna imperiul, tu nu poți face nicio schimbare. De aceea mai târziu, paranteză, a venit Domnul Iisus Hristos și a zis, nu sabatul pentru om, omul pentru sabat. Că niciodată legile n-ar trebui să fie mai importante decât oamenii. Și n-ar trebui să-i reducă pe oameni la tăcere în nicio împrejurare. Și vă rog să priviți momentul apogeului. Ăsta e momentul de vârf al luptei. Ăsta este încleștarea teribilă.
cu Dumnezeu de o parte și demon de altă parte, cu un om al lui Dumnezeu care vrea să rămână în picioare. Și în primul rând acest Daniel nu renunță pentru împărat. Fraților, să avem proprietatea termenilor. Împărat e un mare lucru. Numai când pronunțăm, să ai trecere în fața împăratului, să fii apreciat de împărat, să te prețuiască împăratului. Mare lucru, frate. Nu renunță pentru împărat la principiile lui de viață. Măcar că era un favorit a împăratului. 2. Daniel nu ține la poziție făcând compromis. Nu doar că urma să nu mai fie promovat, dar era în pericol să piardă și poziția care o avea. Și controlându-și conștiința lui, a refuzat să facă compromis. Și măcar că știa care este prețul, a hotărât să-l plătească. A hotărât să-l plătească. Putea Daniel evita asta, frații mei? Putea Daniel evita asta? Putea. Dar a ales acest drum în acord cu conștiința lui. Am câteva întrebări care așteaptă întotdeauna un răspuns care uneori nu vine niciodată. Pentru ce renunțăm noi uneori ușor la Dumnezeu? Pentru ce renunțăm noi uneori? Suntem luați prin surprindere? Sunt momente în care ne este teamă, frică? Sunt momente în care ne este rușine? Din comoditate? Pentru ce motive renunțăm noi la Dumnezeu și la mărturia noastră? Apoi, noi suntem copii ai lui Dumnezeu. Mintea noastră a fost luminată de Duhul Sfânt și este. Conștiința noastră a fost spălată și am fost înnoiți. Facem noi compromisuri pentru avantaje și poziții? Avantajele și pozițiile au rămas mereu o provocare. Ele sunt vânate, sunt dorite și sunt puse adesea înaintea ochilor noștri. Stai dincolo de biserică, frații mei. Să mergeți dincolo de programul bisericii, dincolo de asta. E acolo unde suntem, unde lucrăm, unde trăim, unde învățăm. Facem noi compromisuri pentru asta? Apoi, fraților, cât de hotărâți suntem noi în fiecare moment al vieții să plătim prețul credinței, slujirii și mărturiei noastre? Suntem mereu puși în situația să alegem. Suntem mereu puși în situația să hotărâm. Suntem mereu puși în situația de a spune da sau nu. Cât de hotărât suntem? Cât de hotărât suntem cunoscuți în adunare, în neamul nostru, în familia noastră, în locul unde lucrăm? Ce cuvânt avem? Suntem considerați hotărâți de cuvânt sau șovăielnici? Și când vorbim despre conștiință, cuget în Scriptură cel mai adesea. Conștiința noastră este vie, este curată, este activă, este spălată în sângele Domnului? Acestea sunt momentele
delicate ale vieții, frații mei. Și pare că nu-i mare lucru. Și nu-i mare lucru. Fraților, noi încă n-am ajuns aruncați în grob cu lei. Nu știm ce va urma. N-am ajuns încă. N-am ajuns nici în mijlocul cuptorului ca cei trei tineri. Nu se știe ce urmează, dar încă n-am ajuns. Îmi vine să zic că expresia Apostolului Pavel, în tristările noastre de o clipă, ar putea merge aici, încercările noastre ușoare de o clipă. Deși nu banalizez, sunt unii care au plătit un preț mare în încercarea lor. Înțelegeți, frații mei, unde se dă bătălia? Astăzi am ales să vorbesc cu exemple mai multe. Numai din cele pe care le cunosc personal, le-am mânuit, am fost implicat în ele, le-am cunoscut sau am arbitrat. Da. Într-o zi a trebuit să arbitrez între doi, care fiecare râneau o poziție la serviciu și fiecare îl turna mizerabil pe celălalt la șef. Mizerabil! Îl înnegrea, îl ponegrea. Și fiecare și lupta asta a durat mai bine de un jumătate de ani de zile. Dacă n-ar fi adevărat, n-aș vorbi despre asta. Dacă e adevărat, vorbesc că știu că nu-i singular cazul. Nu poate fi singular cazul. Astăzi, frații mei, când vom sta la masa Domnului, în cercetarea probabil cea mai adâncă pe care ne face mereu, să ne cântărim bine opțiunile. S-a auzit, a citit fratele din Proverbe de astăzi, Dumnezeu care cântărește inimile. A știu că Dumnezeu are o cântar cu care cântărește inimile. Sau la o masă cu tineri care își îndreaptă trupul prin sport. La terasa de după, unde se stă și se trage sufletul. Cineva zice, pentru el să nu cumperi o bere, că asta se bea, înțeleg, după care corire, că el e pocăit. Și el zice, a, nu, dar, zice, așa, din când în când putem, nu e nicio problemă. Da, exact atunci era momentul potrivit să se poate, exact atunci. Atunci era cea mai bună mărturie să poate. Între toți ceilalți care ei știau că nu se poate, că pocăiții nu pot. Exact atunci era potrivită mărturie. A, se poate, beția e o problemă, nu băutura, beția. Și în unele expresii biblice le-a spus, avea dreptate. Despre noi e vorba și despre momentele noastre, frații mei, în care ne pierdem mărturia în fața oamenilor. Ce se va zide atunci pe mărturia noastră? Cunosc bine și primul și al doilea caz. Îl cunosc foarte bine. Și apoi s-a făcut o întreagă teologie. Cineva care a fost și a auzit bine asta, apoi am întrebat. A zis, bre, am trăit să văd și pe asta. Pocăitul apăra alcoolul și nepocăiții îl acuzau. Culmea culmilor, culmilor. Se ajunge în astfel de situații. Frați și surori, știu că trecem prin momente grele. Rămâneți demni în încercare. Noi reprezentăm un Dumnezeu sfânt. Mărturia noastră să fie puternică și clară. Nu faceți compromis pentru poziții care astăzi pot fi și mâine. Le putem pierde. Frați și surori, trăirea noastră să fie o trăire adevărată și mărturia noastră să fie una curată. Dumnezeu să ne ajute! Și pentru toate acestea, Daniel a ajuns în groapă. Și am citit. Împăratul, cei de acolo, a fost precepluit. Împăratul cunoștea pe Daniel câtă vreme, a zis, Dumnezeul tău, căruia necurmat îi slujești să te scape.
Putem încerca să ne gândim de ce, dar nu o să explorez asta, de ce a făcut formularea asta. Datorită simpatiei pe care o avea împăratul, n-a dormit toată noaptea. N-a vrut să se bucure de plăcerile vieții, că le avea un împărat, citim în text. A petrecut noaptea în frământări și dimineața primul a alergat la groapă. Culmea! Culmea! Omul ăsta fără Dumnezeu spera că Dumnezeu poate face ceva. De aceea mă minunez eu uneori, da? Îmi revin când văd că în Scripturi Dumnezeu nu odată zice, nici în Israel n-am întâlnit o credință așa de mare. Zic într-o împrejurare, în două Scriptura, nu doar în una, mai multe. Un necredincios speră că e posibil să se fi întâmplat ceva în noaptea aceea. Și frate și surori, s-a întâmplat. S-a întâmplat. Auziți ce spune Daniel că s-a întâmplat? Cu respect, în adresarea lui pentru împărat veșnic să trăiești, Dumnezeul meu a trimis pe îngerul său. Îngerul a închis gura leilor care nu mi-au făcut niciun rău. Pentru că n-am fost vinovat nici înaintea lui și nici înaintea ta. Împăratul s-a bucurat atunci foarte mult și a poruncit să-l scoată pe Daniel din groapă. Și istoria spune, Daniel a fost scos din groapă și nu s-a găsit nicio rană pe el, pentru că avusese încredere în Dumnezeul său. Wow! La ce înălțim teribile ne poate duce încrederea? Crederea asta a lui l-a provocat pe Dumnezeu, mărturia lui. Asta e istoră în toate formele cu cei trei tineri. Oricum erau din același popor, în aceeași instrucție, cu aceleași treburi, erau frați, trei au fost în cuptor, unul în groapa leilor. Și Dumnezeu a venit și a fost prezent și în cuptor și în groapa leilor. Să-i Dumnezeul care vine întotdeauna la vreme. Să-i Dumnezeul care vine în ziua în care nu mai poate veni nimeni, frații mei. Dar Dumnezeu Sfântul poate. Slăvit să fie numele Lui. Oi la Scriptura asta, ca să citesc, preobiții mei, ce reacție fantastică naște credința unui om. De exemplu, dacă îmi fac o paranteză acum și am zice, fără să știu Scriptura, frate, oare ce-ar putea crea un impact fantastic într-o cetate ca Samaria, unde oamenii nu-L cunosc pe Dumnezeu? Și probabil noi am zice, o săptămână de evangelizare, cu cei mai o seară, două, trei, cu mult duh, cu multă putere. Da? Și nu? Și Dumnezeu folosește mărturia unei femei de moravuri ușoare, care schimbă atitudinea unei cetăți între pricepeți ce poate face Dumnezeu. Frații și surori, pricepeți? În împărăția asta, un împărat se va trezi și îl va vedea pe Dumnezeu data trecută într-un cuptor și acum îl va vedea pe Dumnezeu coborât într-o groapă de lei printr-un înger ca să scape slujitorul. Și asta ne spune că Dumnezeu ne poate scăpa din orice încercare. Să nu uităm însă ce au zis cei trei tineri. Să rămâne pentru teologia noastră sănătoasă, trebuie să rămână în picioare. Împărate, Dumnezeul nostru ne va scoate. Dar dacă nu ne scoate, niciodată nu putem elimina asta. Nu putem elimina asta. Dar dacă nu, noi rămânem la poziția primă. Noi tot nu ne închinăm. Și asta a fost superioritatea mărturiei. Slăvit să fie Domnul! Să citim, frații mei, versetele 26 și 27, triumful unei mărturii personale. Hai să o luăm la versetul 25, ca să înțelegem totul. După aceea, deci după momentul acestei intrigi, după momentul gropii, după momentul frământării împăratului, după, împăratul Dariu a scris o scrisoare către toate poporele, către toate neamurile, către oameni de toate limbele care locuiau în toată împărăția lui. Deci în toată împărăția.
Pacea să fie dată din belșug. Salutare împărătească. Poruncesc ca în toată întinderea împărăției mele oamenii să se teamă și să se înfricoșeze de Dumnezeul lui Daniel, căci El este Dumnezeul cel viu, El dăinuiește veșnic, împărăția Lui nu se va nimici niciodată, stăpânirea Lui nu va avea sfârșit, El izbăvește, El mântuiește, El face semne, El face minuni în ceruri și pe pământ. Amin! Citiți-vă voi, frații mei, vreo mărturie așa de puternică din gura unui sfânt în Scripturi? Cam greu. Pricepeți ce revelație profundă are acest împărat, ce atingere lăuntrică fantastică are acest împărat. Și ce înseamnă demnitatea unei trăiri, ce înseamnă să rămâi credincios, ce înseamnă să nu faci compromis, ce înseamnă să rămâi demn, ce înseamnă să-L înalți pe Dumnezeu, ce înseamnă să-L prețuiești. Uitați cum poate Dumnezeu să răsplătească. Un întreg imperiu, până în toate ungherele Lui, va primi porunca împăratului de astăzi înainte. Zeii nu mai au valoare, altarele lor nu mai au valoare, nicio închinare decât închinarea înaintea Dumnezeului Celui Viu și Adevărat. Mărit să fie Domnul! Încă o dată, frații mei, noi care am uitat în încercările noastre cine-i Dumnezeu, haideți să învățăm de la acest împărat păgân cine este Dumnezeu. Dumnezeu, mă duc iar la versetul 26, este Dumnezeul cel viu și Dumnezeu dăinuiește veșnic. Așa a fost atunci, așa este astăzi, așa va fi în vremurile care vor veni. Glorie Lui! Împărăția Lui nu se va nimici niciodată. Mărit să fie Domnul! Piatra desprinsă din munte, care a lovit împărățiile, care au fost de fier, de baramă, de bauri, de lut, de pământ toată, și apoi a crescut atât de mare încât a umplut tot pământul. Asta e împărăția lui Dumnezeu. Despre asta spune cuvântul Domnului, că împărăția asta nu se va nimici niciodată. Și stăpânirea lui Dumnezeu nu va avea niciodată sfârșit. Frații și surori, El are controlul tuturor lucrurilor. El are toate lucrurile în mâinile Lui. Oamenilor li se par într-un moment de nebunie că au putere. Stă Dumnezeu în cerul și râde de ei, zicem Psalmul 2. Și apoi după aceea vorbește și când vorbește, oamenii se tem și tremură. Pentru că Dumnezeu stăpânește în veci. De-al stăpânim veac. Și în fiecare moment și în inima fiecare dintre noi. O, Doamne, lucrează! Deci mai departe, ne place acum acțiunea, sau ne plac acțiunile lui Dumnezeu. Citim în versetul 27, El izbăvește, El mântuiește, El face semne și minuni, le face în ceruri și le face pe pământ. Slăvit să fie numele! Da, acesta este Dumnezeu. Dumnezeul minunilor. El face semne și minuni și astăzi. Glorie Lui! Daniel nu-i singurul, frații mei, care este credincios lui Dumnezeu. Adineauri spusesem și ceva înainte am vorbit despre cei trei tineri. Apoi, nu de mult, s-a vorbit aici despre Iosif și alții din Biblie, care au rămas demni în mărturia lor, care au plătit prețul credinței lor, care au înălțat sus numele Domnului. Să știți că ei sunt și astăzi, la dimensiunea care sunt și astăzi prin adunări, înmulțească-le Dumnezeu numărul. Oameni care au o mărturie clară, o credință puternică, care nu cedează în greu, în necazuri. Și acum, frate și soră care mă ascult, nu te duce direct cu privirea până în fundul gropii. Rămâi în încercarea ta, în încercarea ta, în problema ta. Și acolo cinstește-L pe Dumnezeu. Și acolo fii demn de trăirea ta. Și în încercarea asta înalță numele Domnului și crede că El are toate lucrurile în control.
Nu te gândi la lucruri care poate nu vor veni în viața ta niciodată. Și slujește-L pe Dumnezeu cu credincioșie astăzi. Și Dumnezeu Sfântul poate să facă minuni în viața fiecăruia. Mărit să fie Dumnezeu! Mărit să fie Dumnezeu! Astfel de mărturie, frații mei, are beneficii nebănuite. Are beneficii nebănuite. Eu rămân uimit de felul fantastic în care se transformă oameni care nu cunosc pe Dumnezeu. Și să ne înțelegem, frații mei. Până la urmă, la inima împăratului cel mai greu de ajuns. Că ăsta are toate, ăsta poate în lumina toate, ăsta dispune, ăsta face. Fraților, și inima asta o străpunge mărturia acestui om și acest om îl înalță pe Dumnezeu. Fraților, voi credeți ce am predicat în dimineața asta? Credeți că e adevăr sau că e bază? E adevăr, da? Și atunci, nu e normal ca să mă aștept, frații mei, dacă astfel a fost schimbată inima împăratului, nu e normal să mă aștept să fie schimbată inima fiecăruia dintre noi? Nu e normal fiecare dintre noi să fim întăriți în credință? Nu e normal fiecare dintre noi să fim înflăcărați în mărturie? Nu e normal ca fiecare dintre noi să hotărâm să-L slujim cu demnitate pe acest mare și sfânt Dumnezeu? Nu e normal să nu întoarcem spatele lui Dumnezeu niciodată? Nu e normal, frații mei, să rămânem credincioși Lui? Doamne, lucrează! Tinge Duhul lui Dumnezeu mintea și inima fiecare dintre noi în dimineața aceasta. Să binecuvintează-ne în felul în care avem nevoie. Frați și surori, acesta este Dumnezeu care am vrut să-L prezint în dimineața aceasta. Dumnezeul care vine în ziua în care nu mai poate veni nimeni. Câți de aici am trecut prin astfel de momente, Dumnezeu știe. Știu că am trecut mult prin multe greutăți. Și cred că e normal să cred că cei mai mulți dintre noi l-am rezolvat la prima treaptă. Ne-am hotărât, am suferit, am rănit, am plâns, am postit, ne-am rugat și am rezolvat. Adică Dumnezeu ne-a dat ajutorul. Apoi cred că sunt zeci de exemple aici în care n-am putut singur, dar ne-au ajutat cu post, cu rugăciune, cu îmbărbătare, cu valori, cu bani când a fost nevoie. Ne-au ajutat frați și surori, prieteni apropiați. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Astăzi, eu, mâine, tu, cred mai apoi că e adevărat că în împrejurări dramatice specialiștii au ieșit la interval. De aceea cunoaștem noi pe doctorul X, policlinica Y, medicamentul Z, de aceea, luând doar exemplul acesta, pentru că are Dumnezeu oameni de care se folosește. Să-i binecuvinteze Domnul. Ai Dumnezeu păstori, ai Dumnezeu proroci, ai Dumnezeu văzători. Are Dumnezeu tot felul de oameni în adunare de care se poate folosi. Eu am început doar de undeva, de la o structură. Are Dumnezeu și oameni cu o mărturie slavă. Casa Maritean care sunt în stare să trezească o cetate, Dumnezeu prin ea. Slăvit să fie Domnul! Niciunul nu-i prea mic să nu poată fi folosit de Dumnezeu. Niciunul nu-i prea slab să nu poată fi tare prin puterea Domnului. Niciunul nu-i prea neînsemnat să nu fie o flacără în brațul Domnului. Nu uitați ce am cântat. Avem preț în ochii lui Dumnezeu. Ne iubește Dumnezeu, mărit să fie numele. Și când niciuna din acestea nu se întâmplă, nu știu câți de ei sunt în situația în care numai Dumnezeu mai poate face ceva pentru ei. Frați și surori, așteptați-L pe Dumnezeu. Și aș vrea să vă spun că sunt părtași alături de voi. Să știți că am și eu o cauză înaintea Domnului în care îl aștept pe Dumnezeu. Mi-a mai promis Domnul că vine și a mai venit. Eu de atunci am învățat pe de rost poezia Triunful Așteptării, sau din Triunful Așteptării, din Eterna Primăvară, din ciclul acesta de poezii. Poezia chiar de întârzie vine negreșită. Mi-a trecut de atâtea ori prin apă, mi-a trecut de atâtea ori prin foc. Și ai văzut cum Dumnezeu te scapă. Nu ești întâia oară în acest loc. Rozave gurdele au fost închise. Și în sfârșit, cum zice textul din ziua de astăzi,
Și încheie poezia spunând, chiar de întârzie, Dumnezeu vine negreșit. Când s-a răsturnat o lume, o lume pe care gândeam că o țin în mâini, și când am urmărit pas cu pas un fir al descoperirilor Domnului, am fost surprins de Domnul și este cineva martor aici în adunare cu o lucrare, cum cred că n-a auzit de multe ori în viața lui, nici eu n-am auzit. Așa înalt a vorbit Dumnezeu că va lucra pentru mine. Și momentul despre care a vorbit Domnul era peste două zile. Și nu s-a întâmplat nimic, ba din potrivă, s-a întâmplat rău în loc să se întâmple bine. Am așteptat. Azi tot zic către soția mea, hai să mergem înaintea Domnului. Am căutat un om al Domnului, l-am găsit, ne-a primit, am stat la o părtășie și ne-am rugat. S-au zis ce zice Dumnezeu Sfântul prin Duhul Sfânt. O promisiune pe care tu oarecum ai și uitat-o. Și zici că nu se va mai împlini în veci. Și zici în sinea ta că de atâta vreme și oarecum întârziată, Dumnezeu a zis că se va împlini negreșit. Puțin i-a zis amin. Dar de fapt trebuie să zic, mă rog, că e lucrarea mea, nicio problemă. Așa-l cred pe Dumnezeu, frate și surori. Și va veni și ziua în care voi mărturisi că și asta s-a împlinit, cum s-au împlinit și altele. Pentru că Dumnezeu e viu. Pentru că Dumnezeu lucrează. Pentru că Dumnezeu în cer are putere și pe pământ are putere. Pentru că și astăzi face semne și minuni, slăvit să-i fie numele. Credeți-L pe Dumnezeu că se pot întâmpla minuni. În afară de asta nu se poate întâmpla aproape nimic, decât truda și agonia noastră într-un creștinism obosit, pe care poate îl ducem în fiecare zi înainte. Să vă binecuvinteze Domnul, să vă întărească Domnul, să vă dea Dumnezeu puterea unei mărturii fantastice. Așa a ajuns unii în galeria mari credințe, fraților, unde este scris în Cartea Evrei. Așa au ajuns unii, pentru că au rămas neclintiți pe brațul Domnului. Haideți să stăm la rugăciune.